Revendicarea protestatarilor șor privind achitarea integrală a facturilor pentru lunile de iarnă e populistă. O spun unei aleși ai poporului care afirmă că puterea a întreprins măsurile necesare pentru a ajuta cetățenii, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut și o contraofertă pentru manifestanți. Despre ce este vorba, vedeți imediat. Vă ajungă aceste compensații! Strigați mai tare, căricioan să audă! De câteva luni, simpatizanții partidului Șor ies în stradă sub pretextul că cer guvernării să le achite facturile pentru perioada rece a anului. Dar cu ce ocazie? Cu ce ocazie achitarea integrală, când aceasta este o cheltuială pe care, de fapt, orice cetățean ar fi trebuit să o acopere integral și nu guvernul este vinovat de prețuri? Eu aș sugera ca dumneavoastră să întrebați pe protestatari, să îi rugați să arate factura și să arate exact cu cât i-a ajutat guvernul în această perioadă. Acțiunile de ajutorare și sumele care au fost oferite cetățenilor în Republica Moldova, deci această acțiune este una dintre cele inedite și nu s-a mai întâmplat la acest nivel în alte țări. Desigur că este o cerință populistă, unu, și injustă, doi, pentru că asemenea precedente nu au existat, nu există și nici nu cred că vor exista vreodată nici în Republica Moldova și nici în afară. Adevărul este altceva, că sub paravanul acestor cerințe false se încearcă destabilizări în care se duce acest război hibrid. A venit cu o reacție și președintele Parlamentului Igor Grosu. Mai în glumă, mai în serios, Grosu a spus că are o contraofertă. Eu am o contraofertă. Bandiții întorc miliardul, da, de banii ăștia putem plăti tot și construi și o pușcărie pentru dânșii, ca să încapă toți acolo. Miliardul înapoi și mai vedem. Recent, în urma unei întruniri, a fost aprobată o rezoluție în care simpatizanții Șor au solicitat achitarea integrală a facturilor pentru perioada rece a anului. Rezoluția a fost transmisă la guvern. Anterior, executivul a declarat că nu comentează protestele, pentru că e dreptul cetățenilor de a protesta.